Salut, prieteni! Astăzi reacționăm la apartamentul Andrei Bostănică. Să începem! Astăzi mergem în vizită la Interpreta cu cei mai mulți abonați pe TikTok. Cei mai mulți abonați? Vorbește despre Andrei Bostănică acum! Vorba despre Andrei Bostănică. V-am spus eu! Pentru prima dată, o televiziune... Andreea, prieteni! Andreea Bostănică! Bine! Bună seara! Uitați-vă cât e de frumoasă! Te salut! Doamne, cât de bine arăt. Și a salutat-o pe Andreea de 3 ori. Eu aș fi gata să lucrez jurnalist toată viața doar că să ajung în acest moment și să o sărut pe Andreea de 3 ori, prieteni. Hai să vedem mai departe. Că pentru prima dată vine o televiziune la tine acasă. Cred că da. Așa, nu le-am zis celor de acasă, dar noi am venit astăzi la Andreea ca să facem un tur prin apartamentul ei. Așa, ceea ce mi s-a aruncat în ochi este că este foarte alb și luminos aici la tine. Da, chiar am oftat pentru să fie totul alb aici. Ce a spus? A spus că au oftat? Bine, Andreea! Bine! Pentru că mie îmi place să fie totul alb, se vede foarte bine pe cameră, pe vloguri, pe TikTok-uri. Eu chiar și în camera mea veche aveam geamurile panoramice foarte mari, ziceam, mama, vreau să fie totul luminos și am zis că și aici vreau. Prieteni, dar priviți ce haine poartă Andreea, uitați-vă cât de bine este! Nu-mi vine să cred! Să fie. La doilea etaj e deja mai negru, mai alb, aici e chiar totul foarte alb. Foarte vreți frumos. Să vă încep turul, da? De ce cameramanul pur și simplu a început să filmeze scările? Cameramanule, ce faci tu? Trebuie să o filmezi pe Andreea pentru că este foarte frumoasă. Nu să filmezi scările în timp ce ea vorbește, ok? Dulapul ăsta ar trebui să stea închis, dar este prea plin. Este prea plin și nu prea se închide, dar asta... Ia zi, mai ai multe haine? Pentru ce o întreabă dacă are multe haine? S-a văzut că are foarte multe haine acolo. Dacă eu așa, sincer, eu ieri, uite, n-aveam în ce să mă îmbrac. Ziceam... Ce? Pentru că are atât de multe haine și spune că nu are cu ce se îmbrăca, va primi un pipi-pupu, Andreea. Continuăm. Am făcut scandalul, mama, că n-am în ce să mă îmbrac și mama a început să-mi scoată toate. Cum așa să faci scandal? Câte haine am? Am foarte multe haine, dar noi fetele știți cum suntem, că n-am cu ce să mă îmbrac, că nu știu ce. Dacă ar fi după mine, eu trebuie să-mi iau ținute în fiecare zi. Și apropo, că nu ai cu ce să te îmbraci, trebuie pur și simplu să pui hainele la spălat. Da. Bun, mai departe ce avem acolo? Aici este baia mea. Așa. Aici este baia mea, nu știu, am aici câteva machiaje de ale mele, mă machiez dimineața, de exemplu, când mă duc la școală, cele mai necesare, concealer, că nu prea mă machiez la școală. Ce? Nu prea mă machiez și acolo stă o cutie întreagă plină cu machiaj? Vreți să vedeți ce e la mine în baie? Acum, prieteni, suntem în baia mea și uitați-vă ce am eu aici. Asta e tot, cu asta mă spăl eu. Einsteinul meu. Einsteinul tău, îmi place foarte mult Einsteinul meu. Aici am o mască de buze, în fine. Einstein toată viața lui a studiat fizica ca să devină cel mai bun fizician doar pentru ca capul lui să stea într-un veceu. Nu-mi vine să cred așa buze, ceva. În fine, așa. Nimic ieși din comun. Baia ta și mama cu baia ei. Da, parfumurile mele, am așa câteva, am pus aici parfumurile preferate. Câteva? Ce asta înseamnă câteva parfumuri? Eu în toată viața mea nu am văzut atâtea parfumuri. Ce se întâmplă? Le folosesc eu mai des. Așa. Da, vă arăt și baia mamei, dar că este deja la al doilea etaj. Am aici oglinda în care îmi fac eu milimetri. Dar oricum, baia e frumoasă, prieteni. Baia este top. Hai să continuăm. Deci aici se fac ele. Da, îmi plac. Okay. Bine, nu doar aici, că mai am încă 3 oglinzi. Deci pe fiecare ușă, e un secret, ușele astea sunt magice. Pe fiecare ușă e o oglindă. Ușa minunat. Te vezi din toate unghiurile cum... Sincer, cum... dacă eu aș fi Andreea Bostănică, mi-aș pune oglindă peste tot, că să mă văd de cât mai multe ori. E camera mea foarte simplă, nu prea m-am complicat. Dacă, nu știu, poate cineva ține minte camera mea veche de la cealalt apartament, acolo aveam camera mult mai... copilăroasă, așa am zis, asta o fac așa. Aici fac eu live-uri de obicei pe canapeaua asta. Așa, și patul tău. Aici am lucruri de ale mele, un ceas, Ce a făcut prezentatoarea? Pur și simplu în timpul interviului s-a culcat pe pat? Ele, așa ați observat, da? E pur și simplu în timpul interviului s-a făcut somn. E comod, e comod. Căști, sigur că e comod. Niște bijuterii, aici am butonul meu de la 100.000 de abonați. Acum suntem 700.000. Apropo, prieteni, noi toți suntem 100.000 de abonați și vreau foarte mult să vă mulțumesc pentru asta. Încă nu am primit butonul, dar când îl primesc, neapărat vă-l arăt și vouă. Apropo, nu uita să apeși pe butonul roșu de subscribe să fie gri, pentru ca să nu pierzi niciun videoclip nou de pe canalul meu.
așa, dulă pe oră. Avem dulapul, dar nu o să stau să deschid că am... Da, a spus că are puține haine. Deja am văzut mai multe haine decât în piață. Și perfect, nu e așa. Că nu sunt eu perfecționistă de fel, e mama mai mult. Așa. Ce avem alături? Am camera mamei și a făcut și o oglindă pe ușă. Așa. Intrați aici să vă arăt. Deci asta este camera mamei. Așa. Și-a pus luminițe, deci are și ea oglindă. Ideea cu oglinda pe ușă este top. Și cam asta e camera mamei, la mine e așa mai roz, mai mov, la ea e pe gri. Așa. Sunt foarte curioasă cum este la doilea etaj, pentru că imediat ce intri în locuință, sunt două etaje? Cările astea luminoase. Aici este living-ul și bucătăria, aici avem baia. Roșu living-ul, uitați-vă cât de bine sunt combinate culorile, doar culori de astea simple, nu-i nimic care așa se țară în ori. La fel, nimic neobișnuită, o baie obișnuită. Dar că mama n-are toate machiajele, nebuniile, eu am tot ce se poate. Mai nou mi-am tăiat și sprâncenele. Pentru ce și-a tăiat sprâncenele? Am un cuțitaș facial, nu știu dacă vedeți pe cameră. Da, da, da. Am sprâncenele mult mai subțiri și acum desenez, arăt horror. Uite, Andreea, nu arăți horror. Cum poți arăți ca Andreea și spui că arăți horror? Ce? M-am uitat pe TikTok, știi? Vedeam că credeam că nu mai crește. Dacă mi le tai așa, credeam că o să rămână așa toată viața, da? Da, Andreea, logica fenomenală. Dacă stai sprâncenele, nu vor crește, sigur că nu. Deci aici este living-ul, aici te uităm de obicei la filme. La TV. La vlogurile lui Valeriu. Bucătăria în care... Bucătăria în care Andreea gătește. Nu, eu nu prea... Ce a spus? Ia hai să privim încă o dată. Bucătăria în care Andreea gătește. Nu, eu nu prea gătesc, dar în schimb mami gătește, eu nu prea... Stai un pic, Andreea Bustănică nu poate să facă mâncare? Asta este pipi-pupu. Înțeleg, nu poți face cele mai complicate mâncăruri din lume, dar măcar un ou prăjit trebuie să poți face. Aici... este ieșirea spre terasă. Wow, dar se vede cât de frumos, cât de bine se vede de aici. Vă imaginați priveliște atât de frumoasă încât jurnalista a rămas, a spus, wow, cât de bine, wow, ce de frumos. Minunat, probabil ce ai aici? Aici este un lac foarte frumos, o vedere la lac. Aici este un leagăn. Deci eu vara adormeam în leagănul ăsta, bine, pentru că era și o chestie. Acum nu mai stau în el că e... Bro, dar Andrei a filmat multe TikTok-uri în acest loc. Și vă imaginați că din apartamentele de acolo, din spate, oamenii se uită la ea. Acum nu mai stau în el că e frig, dar eu în leagănul ăsta puteam să dorm aici. Minunat. Și vederea la oraș. Așa, vara poți să te bronzezi aici. Este o priveliște foarte frumoasă. O să șezlong? Da, 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 o să luăm și șezlonguri acum vara asta. Așa, și să mai pui și un bazin din asta, știi, gonflabil, așa. Că mi-a dat mama ideea asta, chiar ar fi... Andreea, dacă îți pui bazin, să mă chem și pe mine la bazin, că vreau și eu. Hai să vedem mai departe. Da, foarte, foarte frumos, e cam rece. Mulțumesc, Andreea, că ne-ai primit la tine, că ne-ai arătat unde stai. Foarte, foarte frumos și drăguț, mi-a plăcut mult la tine. Da, are dreptate, apartamentul nu este foarte mare, dar are absolut tot de ce ai avea nevoie. E foarte tare. Olga, alegătura de aici, de pe terasă. Se pare că asta e tot. Dacă te-ai distrat alături de mine, atunci îți recomand să vezi și următorul videoclip. Eu pot așa, așa, așa și așa. Eu pot așa, așa.